Salutare, băi băieți și fetelor, bine m-am regăsit cu un episod, aici este gazda voastră Remus. Fraților, astăzi facem un unboxing la un colet destul de mare pe care l-am primit de la băieții de la depozitul Kendama. Înainte să încep clipul, vreau să vă duc aminte neapărat să vă abonați dacă încă nu ați făcut-o, deci abonează-te exact acum. Îți dau 4 secunde. 1, 2, 3, 5. Ok, deci vreau să le mulțumesc foarte mult băieților de la depozitul Kendama. Iar acum haideți să vă spun ce vom despacheta astăzi. În primul rând vom despacheta aceste două Kendame de la Sweets Kendama. Desigur, acesta este un Prime Custom V16, foarte fain, cu Ken Bamboo. Și asta se numește Lava Plum și asta se numește Romania Prime, după cum știți, pentru care steagul României sau un design de steagul României pe Tama. Și cei care merg în Alba Iulia cred că o să primească o Kendama din asta, nu știu sigur, o să vă spun în curând dacă e așa sau nu. În colet am mai primit și acest tricou pe care scrie cu ciocane, după cum puteți vedea. Și hai să-l punem pe noi în 1, 2, 3 și... Ok? Deci cam așa arată. Scrie cu ciocane și sunt două Ken-uri și logo-ul de la depozitul Kendama. Și avem și acest pachetel cu 4 ațe de rezervă, da? De la Sweets Kendamas, care sunt de 6 degete. Bun, deci vom începe prima dată cu Prime Custom-ul V16. După cum puteți vedea la această serie, cutia nu mai este albă ca la restul Prime Customer-lor, ci este neagră. Și scrie Prime Custom așa, după cum puteți vedea acolo strălucitor. Și aici într-o parte scrie Prime Custom, iar aici sunt niște instrucțiuni cum să te joci cu Kendama, niște tricuri basic. Aici într-o parte este un spațiu, ok, cealaltă parte, este un spațiu liber unde poți să simți gripul, iar sus scrie Sweets Kendama, după cum puteți vedea și voi, da? Pe fund este verde, cum obișnuiesc cei de la Sweets Kendama să facă cutiile, iar aici în față este afișată Kendama și pe care o puteți vedea prin acest plastic transparent. Și de asemenea aici în față scrie Prime Custom și aici Sweets Kendama. Bun, deci asta este prima mea Kendama cu un Ken Bamboo la Prime Customer-urile V16. Puteți să vă alegeți Ken-ul pe care vreți să-l aveți la Kendama respectivă din seria V16 și puteți să aveți Ash, Sherry parcă, Zebrano, Bamboo sau poți ai Beach, deci na. Dar nu poți Maple. Bun, deci hai să scoatem Kendama. Exact așa arată ea. Vai de viața mea, ce frumoasă e. Arată exact ca și Goku. Îl punem aici. Scoatem și astea. După cum vedeți, cutia iese sau plasticul. Și mamă, ce stickere faine avem. Bun, deci avem un set de stickere cu toate culorile, cu eprubetele astea pe care scrie Lab, iar aici jos scrie Sweets. Și avem și acest cartonaș cu alte stickere pe care scrie Kendama. O, Kendama. Acolo scrie Prime. Aici scrie Prime Custom și aici scrie Sweets Kendama. Sunt niște stickere foarte faine și îmi place foarte mult ideea asta cu mai multe stickere. Iar pe lângă acele stickere găsim și o pungă cu o oață de rezervă, un bead și un string tool foarte nașpa. Iar acum, fraților, asta este Kendama. Sunt foarte, foarte hyped așa să mă joc cu Ken-ul ăsta, pentru că e foarte fain, îmi place foarte mult. Mai ales că mi-arase foarte bine bambusul. Așa să vă spun ceva foarte rapid despre Kendama. Deci Ken-ul este bambus, după cum știți, este bun pentru lunare, slingere, stilturi și stoluri în general. Și arată foarte, foarte bine, după cum puteți vedea și voi. Tama are grip cushion clear și are 3 culori de bază, respectiv alb, albastru și portocaliu. Și aici, după cum puteți vedea, pe Tama are un fade, portocaliu descris către roșu. Și arată ca și Goku. O să vă arăt imediat și cealaltă Tama, doar că Goku are aici un punct. Bun, deci așa arată Tamele, după cum puteți vedea, îs puțin diferite. Asta arată, după părerea mea, mult mai bine. Asta are un punct aici sus pentru tracking, asta nu are. Și asta avea aici galben, doar că la cât m-am jucat cu ea, nu mai rămas nimic din ea. Iar acum putem pur și simplu să o scoatem. Astfel, aici are acest donut, să zic, sau cerc din foam, ca să protejeze deteriorarea în timpul transportului, să nu se lovească spike-ul sau Tama. Hai să vedem prima impresie. Deci balansată pentru lunar foarte, foarte bine, după cum puteți vedea. Vai de viața mea. Gripul e foarte bun. Mamă, ce faină e. Spike-ul, mărime perfectă, exact pe placul meu. Pentru stoluri, foarte, foarte bună. Vai de viața mea, ce-mi place deja. Ața, haideți să vedem, am avut dreptate sau nu? Exact cum ziceam, 4-5 degete, mereu să așa ațele astea. Este un rulment, după cum puteți vedea și voi. Sper numai să se focalizeze, așa.
Este rulment care previne practic încălcirea aței în timp ce te joci cu ea. Iar acum despre Ken, nu-i mare chestie de zis, shape-ul este prime, cupe mari, mai late aici pentru stoluri, handles-ul, ring-stolul mai pronunțate, aici se găsește cross-ken logo-ul, după cum puteți vedea și voi foarte bine. Așa, aici se găsește cross-ken logo-ul între handle-stol și ring-stol. Și cam asta este despre această kendama, da? Sper că vă place, fraților, iar acum haideți să trecem la următoarea kendama. Bun, aceasta este cealaltă kendama, Swiss Romania Prime-ul, o să deschidem direct, nu e nimic de spus despre această cutie sau, mă rog. E o kendama foarte frumoasă, e specifică românilor, să zic așa, și nu știu, așa e un semn, un mini semn de patriotism. Se găsește acum pe Swiss Kendama și să folosiți, nu este cod de reducere că e Black Friday, deci dacă vreți să vă cumpărați orice kendama, acum e momentul că se reduceri imense pe Swiss, deci aveți link în descriere de la kendamele astea două și cred că de la câteva kendame care îmi plac mie foarte mult și vi le recomand. Bun, deci despre această kendama nu e foarte mult de zis, am putut să vă arăt ce este înăuntru. După cum știți, este clasicul pachetel cu esențialele, sticăre, user guide-ul și ațele de rezervă, nu e absolut nimic foarte special de arătat, atât tot că ața vine pe culoarea de bază a kendamei. Iar despre kendama, Ken-ul este beach, un Ken care este considerat Ken de buget, dar oricum e foarte bun pentru foarte multe tricuri. Deci am văzut pe foarte mulți care participă cu Ken-ul beach la concursuri, deci nu vă lăsați influențați de aspectul ăsta al Ken-ului sau al kendamei. Tama are grip sticky clear și este un grip foarte, foarte bun, credeți-mă, e chiar foarte bun. Culorile sunt desigur, după cum puteți vedea, roșu, galben și albastru sau albastru, galben și roșu, depinde cum vreți să o luați. Ken-ul are un design foarte minimalist, aici sus scrie pur și simplu Romania Prime, nimic mai mult, și este logo-ul de la Swiss între handle-stol și ring-stol, după cum puteți vedea și voi. Ok, haideți să scoatem Tama. Kendama asta o să mă joc în schimb, că mai am una și cu aia nu m-am jucat. Așa, le mulțumesc din nou celor de la depozitul Kendama că mi-au trimis această Kendama. Exact așa arată Tama. Bevelul este puțin mai îngust decât celălalt. Așa arată Ken-ul în întregime. Ața asta e doar un pic mai lungă. Iar înăuntru se găsește un rulment ca să prevină înclicirea. Bun, acum haideți să o testăm foarte rapid. Deci stă grozav în lunar și este și destul de bine balansată din câte văd eu. Pe Lighthouse idem, stă foarte bine. Deși acum au picat doar că stau ciudat și nu prea pot să țin bine. În stil stă foarte bine. Așa. În bird stă relativ binișor, iar în handle stall stă acceptabil, deși sticky clear-urile se fac foarte bune în timp, pe cam aproape orice. Bun, deci astea au fost cele două kendame, iar acum haideți să trecem la ultima chestie din acest unboxing, care este acest pachet de ațe premium și îl scoatem exact așa. Ok, mi-a picat rulmentul, încă un rulment a picat și astea sunt ațele, fraților, după cum puteți vedea și voi, este și un string tool și plus două biduri înăuntru, două rulmente. Haideți că vă arăt. Pe aici e unul dintre rulmente și aici este celălalt rulment și mai sunt și două biduri, fraților. Bun, fraților, deci cam atât a fost și cu acest unboxing. Eu sper din tot sufletul meu că vi-a făcut plăcere să vă uitați la tot clipul și că v-a plăcut unboxing-ul, cum le-am prezentat kendamele și așa mai departe. Le mulțumesc din nou foarte mult celor de la depozitul kendama că mi-au trimis acest colet foarte mare. E destul de mare coletul din punctul meu de vedere. Și da, eu am fost Remus, până data viitoare vă urez numai și numai bune, țineți minte, orice rating este mereu, mereu apreciat, nu uitați să dați un like, un share ca să vadă cât mai multă lume, dar de fapt nu dați share, puneți pe story pe Instagram sau așa că nimeni nu mai stă pe Facebook și să-mi dați tag desigur dacă puneți pe story ca să vă pot pune și eu pe story-ul meu la rândul meu și să-mi scrieți orice mesaj, să mă întrebați care kendama ar fi mai bună, că nu, îmi place să vorbesc cu voi și fraților, nu uitați să folosiți codul de reducere. Tu chiar nu ai ascultat niciodată un clip de-a meu? Codul de reducere XREMUS, logic, pe swisskendamas.ro. Ne vedem!